Gheorghe Munteanu are 600 de oi lângă orașul Săcele, județul Brașov. În trecut, stâna lui era mult mai mare, dar pentru că nu mai găsește ciobani, a redus numărul de oi și le îngrijește doar cu ajutorul membrilor de familie. Ne descurcăm foarte greu. Toți care vin, ce cât îmi dai? Păi eu îți dau, mă, dar să vedem ce faci. Stă o săptămână până se vede un pic sătul și a fugit. Proprietarii recunosc că îngrijirea oilor este mult mai dificilă decât în cazul altor animale. Un cioban trebuie să le mulgă, să le ducă la păscut și să le ferească de animalele sălbatice. Noapte, sărbătoare, duminică, nu, n-ai liniște cu ele. Asta e treaba. Te scoli la 4 și te apuci, le mulgi până la 7, oaia să plece la mâncare. Eu am avut 1800 de oi cu nepotul meu. Mai avem acum împreună în jur de 600-700 de oi. La toamnă iar le diminuăm, că nu se mai poate. Deci eu vreau să vând ferma. Deficitul de personal este cauzat și de faptul că mulți ciobani pleacă la muncă în străinătate. Este un miraj, spun fermierii care au încercat să aducă forță de muncă din străinătate, din Asia, dar nu au avut succes. Marea majoritate cred că se învârt între 5 și 600 de euro salariile. Mâncarea este scutită și țigările și băutură și tot ce le trebuie. Pe când afară nu au aceste facilități. Mai puțin ciobani înseamnă mai puține oi mulse, brânză mai puțină și mai scumpă. Un fermier din județul Sibiu a găsit însă o soluție. A tehnologizat această etapă, iar acum strânge zilnic peste 800 de litri de lapte de la o vină. Înainte, pentru această activitate, avea nevoie de 5 persoane. Aici avem în jur de vreo 7-800 de oi. Avem o sală cu 36 de posturi. Oile se mulg automat. Chiar și pentru paza animalelor, nu mai apelează la ciobani. Stâna lui este împrejmuită cu un gard electric.